Pornesc de dimineață, înspre cătunul Hrobi. Ziua e pe terminate și nu găsesc ce căutam. Un munte aproape pustiu, cu câteva case aruncate pe vale. Abia pe seară întâlnesc primul om. Îl salut și înțeleg că nu am căutat în zadar. Oare cine a hotărât să ne întâlnim? Îi mărturisesc sentimentul meu, ce m-a urmărit toată ziua. Aici e capătul lumii. Aproape nu e capătul lumii, că nimeni nu știe exact unde capătul lumii, cum a zis ăla care Dumnezeu a zis, cât poți fugi tu într-o zi, ia tău, tet. Și el așa a fugit ca să câștige cât mai mult teren și seara când la apusul soarelui, el trebuia să vii la locul ăla de unde a pornit. Și când a ajuns acolo, s-a prea forțat și a căzut și a murit și ce-a câștigat. Dacă aici mi era sortit să stau aici. Cu cât ești mai simplu, cu atât ești mai aproape de Dumnezeu. Cu cât ești mai răsfățat, mai... Am însurat copii, 5 copii. Copii n-as. E cam dată să acasă, n-am... Băiatul ăla mare lucră la Vatra Dorni, Mihaela e la facultate. Aștia doi la școală, unul între a cincea, unul între a patra. Ela una e n-am, ela e bolnav, săracu. Ela mai face acum, început anul ăsta, să facem la domiciliu. Clasa întâi. Am început să scrie, că am făcut la școală specială acolo, la Suceava, da? Are parapareză spastică pe partea dreaptă. Acum câțiva ani în urmă, la 4 anișori sau 5, au zis la mama, mami, de ce m-ai făcut așa bolnav? Dați seama și noi avem interes până trăim noi măcar cât de cât se poate umbla. Că după ce ne trecem noi o să fie greu pentru el. Și așa ne trec ani. Ne apropiem de moarte, cum a zis ala. Cum am urcat la deal, m-am văzut, mă gândeam cine-s doamnii ăștia, pe unde și cu ce ocazie pe aici. Eu m-am așteptat azi să văd, să fiu televizat aici, la mine în casă, de domn. Datoria noastră a unui creștin să primească pe orice călător. Ca cel creștin care nu a făcut nicio faptă bună, ăla nu se mai poate numi creștin. Nu știu cum s-ar putea numi acela. Mulțumesc și noastră că ați venit și ne-am întâlnit și pe nicio hartă nu vei găsi cătunul Hrobi. Își văd tăcuți de viețile lor și nu mai așteaptă nimic de la noi. Se tem însă că într-o zi, în Hrobi, nu va mai fi niciun om.